Știrile Alfa Omega te țin la curent cu ce se întâmplă în lumea creștină din România. Săptămâna aceasta avem informații despre organizarea Marșului pentru Viață. Aflăm detalii despre două conferințe care au avut ca teme importanța relațiilor și fiicele regelui, dar și despre evenimentul aniversar al Asociației Misionare pentru Educarea Copiilor, care împlinește 30 de ani de activitate în România. Sunt Adriana Niță și vă aștept vineri de la ora 19:30 la știrile Alfa Omega.